Bun găsit, mă numesc Oana Nasoi, sunt manager cultural. Poate după sfârșitul acestei discuții o să aflu că mă numesc lucrător cultural sau în alt mod, o să vedem dacă îmi schimb titulatura. Am plăcerea să aducem prin platforma Formare Culturală experți care ne pot spune opiniile lor despre un statut al artistului, al creatorului, al autorului, un statut al lucrătorului cultural. Sunt cel puțin partea de statut al artistului este de ceva vreme discutată în spațiul public românesc. Lucrătorul cultural ca sintagmă a apărut mai recent, poate Rarița Zblanca ne dă și mai multe detalii de context, știm că a avut și un studiu recent în această direcție. Întrebările vor fi deschise și încurajez și discuțiile între trei invitați și până la urmă informațiile aplicate din domeniile de lucru ale acestora. Prezint în ordinea căsuțelor de pe ecran. Liviu Jigman este actualul președinte al Institutului Cultural Român. Înainte, merg doar puțin înainte, a fost director al Muzeului Național Cotroceni. Rarița Zbranca, ne știm de foarte mult timp, acum o să zic punctual, doar că este director de program la Centrul Cultural Clujan. Și Virgil Nițulescu, tot așa mă refer la poziția pe care, una din pozițiile pe care le deține acum de manager al Muzeului Țăranului Rom, Muzeul Național. Muzeul Național. O să încep cum să încep altfel decât cu rugăminte de definiție. O să începem cu voia voastră cu statutul artistului. Noi încercăm să cadrăm aceste lucruri. Am avut și în anii precedenți diverse discuții și analize pe baza acestui statut. Dacă îmi puteți spune, n-aș vrea să numesc, cum doriți să preluați sau puteți să-mi pot să numesc pe oricare dintre voi, cum definiți un artist și dacă putem sau dacă trebuie să lărgim acest concept de artist și da, autor și creator pentru a avea și conexiuni legislative. Doar o mențiune, când faceți referințe legislative, să fiți expliciți, să menționați legea respectivă pentru ca cei care ne urmăresc să poată consulta mai departe. Vă rog, vreți să dau cuvântul sau începeți cu o definiție a artistului? În context românesc, aș vrea să ne păstrăm după mine. Virgil, atunci, mersi mult! Aș vrea să încep eu prin a spune că trebuie să ne referim, cel puțin așa cred eu, la cadrul internațional de discuție și cred că aici, deși suntem la 42 de ani distanță, recomandarea privitoare la condiția artistului adoptată în 1980 de Conferința Generală UNESCO rămâne valabilă. Acolo există o definiție, eu o să o citesc, sună așa: orice persoană care creează sau participă prin interpretarea sa la crearea sau la recrearea unor opere de artă, care consideră creația sa artistică drept un element esențial al vieții sale, care contribuie la dezvoltarea artei și culturii și care este recunoscut sau care încearcă să fie recunoscut ca artist, fie că este sau nu legat de o relație de muncă ori de o asociație de orice fel, este artist. Cred că această definiție, care a fost dezbătută, din câte știu eu, o perioadă lungă de timp în cadrul UNESCO, a rămas în continuare valabilă, este suficient de largă și pornește de la recunoașterea unui principiu, acela că fiecare om este ceea ce crede el că este, nu ceea ce spun alții că este. Așa cum eu sunt român pentru că eu mă consider că sunt român, pentru că îmi spun mie alții, și așa mai departe. Fiecare om are dreptul acesta cetățenesc de a se identifica pe sine așa cum dorește. Cred că tot așa
artistul este acea persoană care se consideră artist. Eu nu mă consider artist, deci nu poate să spune nimeni că sunt eu artist dacă eu nu mă consider artist. De aici sigur că putem să mergem cu discuția într-o cu totul altă sferă. Ce înseamnă lucrător cultural? Aia este altceva. Eu sunt un lucrător cultural pentru că sunt aici un administrator în această instituție. Dar nu orice persoană care este lucrător cultural este artist și nu orice, în schimb, orice artist, din punctul meu de vedere, este un lucrător cultural, indiferent dacă este angajat sau dacă este liber profesionist, atâta vreme cât viața lui este dedicată exercitării acestei profesii creative, atunci este un lucrător cultural. Deci, astea sunt, zic eu, cele două sfere în cadrul cărora putem să discutăm despre definirea acestor profesii, acestor concepte. Și de aici putem să vedem ce poate să facă societatea noastră pentru a sprijini mai bine funcționarea acestor două categorii de persoane în societatea noastră. Da, mulțumesc mult. Radița, vrei să continui tu? Sigur, continui cu drag. Deși aș fi început exact cu aceeași definiție dată de UNESCO, cum spune și domnul Nițulescu, și pentru că mi se pare, pe de-o parte, o definiție foarte bine articulată și bine gândită și cred că ea încă rezistă timpului, deși a fost definită în 1980. Chiar dacă în sine caracteristicile muncii artistice s-au transformat foarte mult, această formă de definire mi se pare că e încă solidă și se potrivește cu complexitatea acestei identificări. Și mie mi se pare că esențial, sunt aici câteva aspecte importante în această definiție. Una este că există un act de creație în activitatea acestei persoane, dar ea nu este definită. Ea poate să fie o recreare sau poate să fie o expresie de diferite feluri. Nu trebuie să fie în mod necesar doar artă pe care cineva o identifică ca și artă. Dar e foarte important și mi se pare esențial asta, că omul trebuie să considere că este artist și că există o contribuție la dezvoltarea artei și culturii. Și probabil că ăsta este iarăși unul dintre aspectele principale care poate să ne conecteze cu partea următoare a conversației despre lucrătorul cultural. Cred că, din perspectiva mea, de ce lucrătorul cultural trebuie să fie integrat într-un posibil viitor statut al artistului și lucrătorului cultural oarecum coeziv, e pentru că el contribuie la dezvoltarea artei și culturii și are o importanță mare pentru modul în care se desfășoară acest tip de activitate. Acum, sigur că cred că de la țară la țară definițiile astea sunt diferite și probabil că în sine cum definim noi cine e artist e mai puțin relevant. Unde devine problematic această definiție este când, într-adevăr, trebuie să facem o diferențiere în fața legii cine va beneficia de niște drepturi și obligații și cine nu. Și cred că asta este, de fapt, conversația mai importantă de avut în contextul dat. Da, eu n-am vrut să zic, am vrut să ziceți voi că de fapt despre asta e vorba, că diferența esențială este că un artist poate să se considere artist, dar să nu arate, să nu ofere celorlalți spre vizionare operele sale și atunci va fi un artist doar față de sine, dar în societate sau în fața legii, într-adevăr, lucrurile trebuie cadrate și ajungem în zona de arta ca profesie. Art is work, faimosul slogan de pe Facebook de-a lungul pandemiei. Liviu Jiman, dacă vrei să mai aduci câteva. Da, sunt de acord cu tot ce s-a spus deja aici. Încă o dată salutări și bună dimineața tuturor. Și nu o să revin asupra ceea ce deja s-a spus, dar aș punga două lucruri. Cred că, într-adevăr, este
e important să nu cădem într-o capcană atunci când încercăm astfel de definiții, pentru că cred că trebuie să lăsăm definiția juridică, legislativă, să fie diferită de definiția profesională sau academică, tocmai pericolul de a cădea în anumite orgolii în ceea ce privește definiția a ceea ce înseamnă creatorul sau artistul în raport cu definiția care este legală și nu poate să fie decât una tehnică, poate reprezenta un pericol. Și în continuare a ceea ce ați spus câteva secunde mai devreme, aș merge la legea dreptului de autor, care pornește tocmai din această perspectivă în care autorul, spune articolul 3, este persoana fizică sau persoanele fizice care au creat opera. Deci, cumva, întoarce perspectiva, nu pornește de la definiția artistului, ci pornește de la definiția a ceea ce el urmează să creeze sau ceea ce el a creat. Și atunci putem deduce așa, dacă împărțim în două categorii, să spunem, absurde, că, într-adevăr, poate să fie un artist care se definește ca artist, dar, cum am spus, nu neapărat din prisma operei pe care o produce, și poate fi cineva care nu se autodefinește ca artist, dar care are o anumită creație pentru care poate fi inclusiv beneficiar de drepturi de autor. Cred că în ceea ce privește creatorii, care cu siguranță cu atât mai mult în societatea noastră de astăzi și cu cât avansăm, iată, interdisciplinaritatea este tot mai prezentă. Cred că trebuie să privim într-un sens larg creatorul și opera sa, dar în același timp să reușim, din punct de vedere legislativ, să avem niște definiții foarte clare. Aici, dar poate că asta vom ajunge în cadrul discuției, vom relua și acest subiect. Deci cred că este important să atragem în acest efort de definire și alți jucători, să spunem așa, alte segmente din societate, nu doar pe cei care activează în domeniul culturii, pentru că cred că iarăși acesta ar fi un lucru foarte important pentru definirea unei politici publice coerente și susținute în societate în acest sens, și profit de ocazie să vă felicit pentru inițiativă. Da, mulțumesc. În variile discuții pe care le-am avut, a ajuns și ideea care mi s-a părut neașteptată, că de ce să nu existe un nomenclator în forul românesc, să existe meseria de artist, deci ca o supracategorie, sau având în vedere că în nomenclator avem deja meserii care se subsumează. Unele sunt evidente, conțin meserii cunoscute, muzicieni și așa mai departe, altele care se pot pune sub această umbrelă și include partea, poate, cu care nu e toată lumea obișnuită, partea tehnică sau partea digitală. Cum considerați că ar putea porni o definiție din punct de vedere societal, din punct de vedere legislativ al artistului, să se considere a avea această supracategorie numită artist, care să înglobeze și să se numească pur și simplu sub grupele din cor? Sau nu mai dau eu variante, dacă îmi puteți vedea, dacă îmi puteți spune cum vedeți până la urmă această fixare legislativă, dacă se pot aduna definiții din mai multe legi dedicate sectorului cultural, cum putem avea până la urmă, că se discută foarte mult de acest statut al artistului, și cum vedeți tot acest peisaj până la urmă, sau numit ecosistem, în care îl putem regăsi pe artist sau pe creator în mai multe ipostaze, în sensul de drepturi, facilități și obligații. Aici se deschid mai multe discuții. În primul rând, aș vrea să fac o remarcă apropo de ce astăzi mai vreme Liviu Jicman. Sigur că
Orice artist este autor, dar orice autor este artist. Eu sunt autor, că am publicat diverse articole, dar alea sunt articole pe teme de istorie, de cultură, nu sunt opere de artă. Așa, legea drepturilor de autor asigură o protecție pentru oricine creează ceva. Dar nu, nu orice creație este o creație artistică. Revenind însă la tema asta, dacă am putea să avem în cor o funcție de artist, asta mi se pare o temă foarte interesantă, pentru că, într-adevăr, astăzi când mult, ca să iau domeniul artelor vizuale, aici mi se pare cel mai evident, mulți dintre artiștii contemporani evită să se definească de sculptori, graficieni, fotografi, mai știu eu ce, pictori, și preferă această sintagmă artist vizual, pentru că le oferă mult mai mare libertate de expresie, cumva. Genurile artistice nu mai sunt atât de clar închistate ca acum 120 de ani, 140 de ani, când pentru, dar și atunci, și acum 100 de ani, să ne gândim, artiștii care erau atunci în avangardă se exprimau în modalități foarte diverse. Și sculptorul nostru național nu a fost doar sculptor. A fost și desenator, a fost și fotograf, a avut și alte calități. Este greu acum de fixat niște granițe foarte clare între profesiile artistice. Dar cred că din motive administrative, poate că uneori este bine să rămânem la structura actuală. Vă dau un exemplu. Există în muzeele României persoane care sunt angajate, cum există la Muzeul Enescu, a existat până foarte de curând o persoană care era angajată pe funcție de pianist. Asta era funcția ei din organigrama muzeului, pianist. La mine în muzeu există o persoană care este angajată pe funcție de artist plastic. Așa scrie pe în cod, în revisal, ea este angajată ca artist plastic în muzeu. Fără îndoială, asta sunt, eu zic că pe undeva astea sunt niște câștiguri în legislația muncii, faptul că niște oameni sunt angajați în instituții publice de cultură pe funcții care le descriu de fapt o ocupație artistică. Dacă trebuie să mergem mai departe și să avem așa o ocupație genică de artist, asta chiar nu știu să spun. Pentru mine ar fi poate un pas prea îndrăzneț, mă gândesc eu. Ajunge să fluidizăm prea mult această definiție și cred că am pierde esența termenului. În raport strict juridic, despre asta vorbesc, pentru că până la urmă ceea ce ne interesează aici, asta spunea și Elisa Zbranca mai devreme, ceea ce ne interesează aici nu este doar cum definim artistul în recomandarea luând de recomandarea UNESCO, ci cum reflectăm această definiție în legislația internă și dacă putem să sprijinim pe oamenii care își câștigă existența zilnică de pe urma creației artistice în vreun fel, astfel încât societatea să întoarcă ceva pentru cei care ne îmbogățesc pe noi spiritual artiștii. Mulțumesc, e foarte bună punctarea. Creație versus creație artistică, cred că un pic clarifică, până la urmă totul e creație și cercetătorii și e un exemplu foarte bun creează, dar trebuie în mod specific menționat dacă vrem un statut al artistului sau un statut al creatorului. Rarița Zbrancă, dacă vreți să ne uitați. Mie mi-e greu să spun cu fermitate care cred că ar trebui să fie opțiunea. În primul rând că nu cred că e domeniul meu de expertiză acesta al corului și nu cred că am toată expertiza necesară pentru a decide dacă e mai bine așa sau altfel. Văd doar niște limitări ale acelor
titluri de ocupații existente în momentul de față. Exact cum spunea domnul Nițulescu, dacă cineva este angajat ca pianist, dar de fapt s-ar putea că probabil există și funcția de muzician, mă rog, ocupația de muzician. Dar vă dați seama, în momentul ăsta ca angajator, e puțin probabil că vei folosi doar responsabilitățile de pianist ale cuiva, cum integrezi, cum pui sub o descriere de fișă de muncă, alte responsabilități care vin acum în mod natural cu creația. Nu? Și atunci, cred că, din perspectiva mea, e nevoie de niște nume mai potrivite cu practica existentă, mai bine articulate în relație cu practica existentă, dar nici eu nu sunt sigură de toate. Eu cred că aici sunt, și asta punctează și domnul Nițulescu, probabil că consecințele juridice sunt mult mai mari decât această discuție pe care o avem noi, dacă există o funcție generică artist și, nu știu acum, toate fabricile o să angajeze 3 oameni ca artiști pentru că asta le dă posibilitatea, să zicem, în virtutea unui statut viitor al artistului, să le plătească un impozit mai mic, la ce tip de context dăm naștere? Deci cred că e nevoie, de fapt, de o analiză mai atentă și nu cred că avem acum neapărat contextul sau eu nu cred că am toate datele ca să pot să trag o concluzie în sensul ăsta. Da, în comunism aveau fabricile artiștilor, deci n-ar fi o noutate absolută. Da, mulțumesc. Liviu Jigman, dacă s-a dat ușa. Din nou, încerc să vin în completarea ceea ce deja au spus colegii noștri. La rândul meu, cred că trebuie să pornim de la obiectiv. Care sunt obiectivele pentru care în nomenclator am definit o astfel de categorie, cea artistului? Iarăși spun ce am spus deja, că una este definirea în spațiu public sau cum se percepe o persoană pe el însuși sau în ce categorie artistică vrea să se încadreze, și alta este definiția din punct de vedere al nomenclatorului. Cred că e foarte greu de crezut că ar fi mulțumitor să punem semnul egal nomenclator între, nu știu, un actor de teatru și un designer, cu siguranță amândoi artiști din punct de vedere al încadrării și al activității pe care o fac. Deci, cred că este mult mai bine să avem aceste definiții separate. Sigur, putem pleca de la premisa că avem o super sau supra-categorie de artistului, nu știu dacă s-ar să o definim în nomenclator. Mulțumesc. Era, bineînțeles, că avea și o notă de subsol inclusă, că pregăteam următoarea întrebare care adresează o problematică, mă rog, destul de fierbinte. La începutul pandemiei și încă se mai discută despre acest aspect, cum găsim artiștii ca să îi putem sprijini. Deci, de fapt, de aceea am adresat aceste întrebări privind definirea și unde căutăm și unde găsim la nivel legislativ această definire și această încadrare, pentru că au fost foarte multe discuții privind sprijinul artiștilor de perioada pandemiei și una dintre multele ridicări din numere a fost, păi nu știm unde sunt centralizați, nu știm unde sunt încadrați. N-aș vrea să pomenesc eu modalitățile sau instrumentarul de căutare și găsire a acestora și aș lăsa poate tot în această ordine de până acum să-mi spuneți opinia unde putem găsi centralizați sau în câte locuri sau cum putem face acest tracking al artiștilor bazându-ne pe definițiile pe care deja le-am menționat aici, pentru a putea până la urmă
nu neapărat aduce o formă de sprijin, ci uite, dacă se întâmplă data viitoare, e bine să avem statutul, adică să avem acea umbrelă, acea supracategorie ca să-i găsim mai repede, sau care sunt metodele de a-i găsi? Da, trăim într-o societate liberă și sigur că este, într-un fel, este bine că statul nu încearcă să oblige oamenii să se înregimenteze în diverse forme de organizare. Se pornește la acest principiu că fiecare om este liber să aleagă dacă dorește să fie înregistrat undeva sau nu. Dar, pe de altă parte, ajungem într-adevăr la asemenea blocaje de ordin administrativ. Dacă dorești un sprijin din partea statului, atunci trebuie să accepți faptul că renunți la o parte din dreptul tău de a nu fi înregimentat în niciun fel nicăieri. Și atunci, sigur că statul are nevoie să aibă niște forme de evidență. O posibilitate ar fi accesarea bazelor de date pe care le au uniunile de creatori. Și aici lucrurile sunt foarte clare, pentru că aceste uniuni de creatori sunt înregistrate ca persoane juridică, cel mai multe sunt de utilitate publică. Există niște evidențe foarte clare, dar există, pe de altă parte, și lucrători culturali, pentru că vă aduc aminte faptul că cei care au fost foarte vocali în perioada de început a crizei pandemice au fost organizatorii de spectacole mai mult decât artiștii înșiși. Și acești lucrători culturali, care nu sunt neapărat artiști, majoritatea nici nu sunt artiști, ei s-au lovit de faptul că nu sunt înregistrați undeva și s-a pus în operă registrul de la Institutul Național de Cercetare și Formare în Cultură ca o încercare de a păstra o evidență acestor antreprenori culturali, până la urmă. La rândul lor, sigur că e de presupus că acești organizatori de spectacol ar putea să-i ajute în ultimă instanță și pe artiști, deși nu sunt foarte convins că se ajunge până acolo. Din păcate însă, pandemia ne-a găsit total nepregătiți și eu nu am avut interesul să particip direct la aceste discuții, consultări guvernamentale care au avut loc în ultimii 2 ani. Am asistat la vreo 2 dintre ele fără să iau cuvântul. Am vorbit după aia cu mai mulți lideri din diverse organizații care au participat la aceste discuții, cu prim-ministrul de atunci, cu ministrul culturii, vice-prim-ministrul și mai departe, și toți mi-au spus că au fost foarte nemulțumiți, că s-a discutat foarte mult și de fapt nu au avut niciun fel de rezultat în ultima instanță. Că au fost blocaje financiare, că au fost blocaje administrative, că până la urmă asta a fost reproșul suprem pe care l-au adus acești oameni care au participat în discuții. Guvernul a fost ineficace în a găsi soluții concrete și imediate, pentru că atunci când oamenii își pierd pentru 6 luni, 9 luni, un an de zile mijloace de subsistență, sigur că situația devine dificilă pentru fiecare familie în parte. Din cauza asta, cred că artiștii aici ar trebui să accepte, și nu doar artiștii, ci și, cum am spus, cei care sunt lucrători culturali independenți, ar trebui să accepte că ei trebuie să fie undeva înregistrați dacă doresc să obțină o formă de sprijin din partea statului. Altfel nu se poate. Cum s-au acordat în Elveția și în SUA în timpul pandemiei helicopter money, nu o să se întâmple. La noi statul român nu este atât de bogat încât să-și permită asemenea forme de sprijin acordate la tuturor cetățenilor, indiferent de situația lor.
Aș vrea doar să menționez, să punctez două lucruri. Odată, acești lucrători culturali pe care ai și menționat ca atare organizatorii de spectacole, ei au forme juridice, un SRL care are un caien, scuze de vulgarizare. Ideea este că aceste caiene pot fi împărțite. Deja s-au făcut împărțiri multiple caienuri care aparțin acestor industrii culturale și creative. Deci, practic, ei puteau fi regăsiți. Au fost și introduși într-una din ordonanțele din 2020-132, dacă nu mă înșel. A fost o revenire și au menționat și caienurile care ar aparține acestor industrii culturale și creative. Deci, practic, registrul cultural pe care îl menționai, chiar vreau să-l supun discuției, are această împărțire de lucrător cultural, dar lucrătorii culturali pot să aparțină și organizațiilor non-profit și SRL-urilor creative, pot să fie și persoane fizice, deci să lucreze ca expert. Deci suprapunerea asta, adică că încercarea de a centraliza încă o dată peste centralizările deja existente s-ar putea să nu fie benefică din punct de vedere al clarificării. Asta o dată și a doua, din informațiile mele, sunt uniuni de creatori care primesc și lucrători culturali, adică nu sunt artiști, sunt manageri culturali, de exemplu. Cel puțin în anii trecuți știam că Uniteru, ca și Uniunea de Creație, are. Deci, practic, aici... Aici ar fi interesant și pentru următoarea întrebare, dar doar o menționez în paranteză, urmează să o abordăm, cât din statutul artistului și statutul lucrătorului poate să există o suprapunere. Și a doua, dacă unele de creație pot fi văzute ca asociații profesionale, și când zici asociație profesională te referi atât la mai mulți membri ai ecosistemului cultural, nu numai la artiști. Închid punctările și o rog pe Rarița Zbranca dacă ne poate spune unde sunt artiștii inventariați. Cred că la locul, la momentul în care ne aflăm noi în România cu a înțelege și susține sectorul cultural și a lucrătorilor din sector, sunt două aspecte importante aici. În momentul ăsta, și mai ales pandemia a subliniat nevoia să se înțelege cine sunt oamenii ăștia, cât de mulți sunt, ca să poți să faci un soi de estimare de impact bugetar pentru orice tip de măsură de intervenție. Acum, sau mă rog, în perioada aceea de urgență, dar și pe termen lung. Și aici au existat niște inițiative. A fost limpede că, chiar dacă putem spune ceva despre persoanele care lucrează în sectorul cultural, în instituții publice, nu putem să spunem aproape nimic despre cei care lucrează în sectorul cultural independent. Și a apărut această inițiativă din partea Institutului Național pentru Cercetare și Formare Culturală de a crea un registru al sectorului cultural, care are aceste categorii diferite de organizații neguvernamentale, de artiști și lucrători culturali, deci indivizi și organizații. Dar sigur, se bazează pe înscrierea în acest registru, se bazează pe voluntariat, da? Pe intenția cumva de a se înscrie în acest registru, înțelegând posibile beneficii pe baza acestei înscrieri. Cred că a existat un moment, un val de entuziasm în momentul în care oamenii sperau că vor exista niște scheme de sprijin în perioada de pandemie, mai intensă de pandemie, să zicem așa. Cred că entuziasmul acesta a fost complet... s-a evaporat cu totul între timp. Nu sunt sigură că o astfel de inițiativă va avea mare succes în lipsa unor măsuri de sprijin. Și, de exemplu, noi la Cluj acum ce încercăm să facem este un soi de recensământ, mai degrabă facem un studiu care pe un eșantion reprezentativ din populație, în care întrebăm oamenii care sunt ocupațiile lor. Punem mai multe întrebări ca să putem să ne dăm seama cine se consideră artist, cine trăiește din munca sa creativă sau lucrează în sectorul, în domeniul cultural. Deci avem mai multe filtre pentru a putea defini niște categorii și
să facem niște calcule statistice, cam câți creatori, lucrători culturali avem la nivelul zonei metropolitane Cluj. Și sigur, asta este o estimare făcută împreună cu sociologi. Acum, cred că discuția este mult mai delicată în momentul în care dorim să creăm acel cadru legal prin care stabilim cine va beneficia de niște forme de sprijin și cine nu. Și acum, dacă ne uităm la nivelul Uniunii Europene, sunt mai multe abordări. Sunt țări care au definit o legislație specifică pentru statutul artistului și au diferite forme de a defini artiștii. De multe ori e vorba despre organizații profesionale, de cei care doresc să fie identificați și să beneficieze de statutul de artist sau lucrător cultural, se înscriu într-o organizație profesională, așa cum ați definit deja în conversația de astăzi. În alte cazuri e vorba de o comisie care, în fața căreia periodic cei care doresc să beneficieze de acest statut vin cu anumite dovezi că sunt activi ca și... Și nu e vorba doar de studii. Poți să nu ai studii în domeniul artistic, dar ai nevoie de niște dovezi că ești activ, că ai creat, colaborezi cu organizații culturale sau producători culturali. Deci, sau dovezi legate de arta pe care ai creat-o și acea comisie stabilește dacă vei beneficia în următorul an sau în următorii 3 ani de respectivele beneficii. Dar, desigur, există și alte metode care sunt cumva puțin mai diferențiate, cum ar veni în cazul nostru, dacă ne uităm la asigurările sociale, la casa de asigurări, acolo trebuie să existe un registru în care cei cu un anumit tip de profil care plătesc un anumit tip de asigurări sociale pot să fie identificați ca lucrând în sector. Cred că avem și noi diferite opțiuni. Probabil că versiunea pe care avem acum, și acum încercăm să numărăm câți oameni beneficiază de drepturi de autor, de contracte de drept de autor, dar deja am discutat că, de fapt, pot să beneficiez de contracte de drept de autor fără să fie vorba de o creație artistică. Deci asta este o pistă mult prea, mult prea generalizantă. Putem să ne uităm la oamenii angajați, dar în organizațiile neguvernamentale din cultură nu prea sunt oameni angajați. Putem să ne uităm la SRL-urile fără angajați sau cu un singur angajat care au un cod CAEN însumat în zona asta de creație, producție artistică. Dar, din nou, toate lucrurile astea implică niște margini destul de generoase de eroare care cred că nu ne permit în momentul ăsta să facem nici estimări. Și mai sunt, sigur, PFA-urile, unde e destul de greu să stabilești din ce domeniu de activitate sunt. Deci cred că nu e un răspuns simplu, dar dacă ne uităm la ce se întâmplă în alte țări, probabil că putem să obținem niște piste. Nu trebuie să inventăm apa caldă. Mulțumesc, Liviu Jiman, dacă mai ai ceva de adăugat sau de punctat. Da, acum încerc să asum și rolul acesta de reprezentant al instituției de stat. Cred că ar fi mult mai bine ca astfel de inițiative de a stabili cadrul legal să fie în perioade de liniște. Pentru că și în perioada de criză. În perioada crizei economice 2009-2010 a fost o dezbatere aprinsă în legătură cu impozitarea contribuțiile sociale pe care ar trebui sau nu ar trebui să le aibă creatorii, să-și declare, să nu-și declare, cum își declară și așa mai departe. Iată, la următoarea criză, de data asta, în sens, să spunem invers, criza pandemică, discutăm despre cum poate interveni statul. Sigur că statul atunci era necredibil că vrea să reglementeze acest lucru,
fix atunci când avea nevoie de mai mulți bani la buget. Acum putem spune că se poate ridica o dilemă de credibilitate din partea beneficiarilor care acum doresc o intervenție a statului atunci când sunt, când sunt de nevoie. Sigur, pe de altă parte, această nevoie este absolut legitimă prin prisma crizei sanitare pe care o traversăm. Dar, iarăși, cred că are dreptate Virginie Țurescu, care spunea mai devreme că cei mai vocali au fost organizatorii de spectacole, de mari evenimente. De altfel, industriei, să spunem, relativ puternice din punct de vedere al banilor care se învârt acolo în raport cu alte, eu știu, activități sau categorii artistice care poate sunt mai puțin puternice din punct de vedere comercial. Deci cred că este nevoie de aceste instrumente, dar în același timp cred că trebuie să fie o analiză echilibrată în care să vedem ce dorim să ne asumăm, dacă dorim să găsim o formulă de contributivitate pe care să o asumăm și sigur să beneficiem apoi de sprijin în cazul în care această nevoie de sprijin există. Evident că nu mă refer în termeni absoluți, ceea ce înseamnă în ceea ce privește contributivitatea, adică să fie exact contribuția pe care cineva o dă să îi revină. E același sistem care funcționează în toate domeniile, în ceea ce privește asigurările sociale de orice tip. Pe de altă parte, acum că s-a menționat și sectorul cultural independent, și aici cred că avem o problemă în România de a defini, nu doar de a identifica, dar și a defini ce este sectorul cultural independent. Este sector cultural independent artistul plastic angajat la Muzeul Național al Țăranului Român, care face o activitate independentă de instituție și statul intervine de două ori, pe de-o parte, eu știu, plătind salariul timp de lockdown, dar pe altă parte, sprijinindu-l și ca artist pentru că a avut o anumită activitate sau, din potrivă, doar s-a înregistrat, dar n-a avut o foarte mare activitate ca artist independent, pentru că sunt și în cadrul acestui sector multe subcategorii în viața de zi cu zi, oameni care chiar activează exclusiv în sectorul independent, oameni care sunt activi în ambele și, sigur, au toată legitimitatea să o facă. Deci ar trebui să ne gândim, cred că, la acest aspect. E foarte bine. Da, Ralița. Eu cred că aș vrea să adaug câteva elemente la conversația asta, pentru că, într-adevăr, e definiția independentului e și controversată și dificil de stabilit. Însă cred că, până la urmă, ce e important într-un viitor statut al artistului sunt un tip de beneficii la care cred că dublarea de beneficii trebuie să fie scoasă din discuție. Adică dacă vorbim de asigurări sociale, dacă omul este angajat, cred că nu este cazul să primească beneficii suplimentare. Adică venitul suplimentar este impozitat, plătește contribuții conform legii, dar cred că acolo unde e important să intervină o astfel de nouă prevedere legală, un nou cadru legal, este acolo unde nu există nimic. Avem mulți oameni și conform unui studiu pe care l-am făcut noi la Centrul Cultural Clujan, e adevărat că în 2019, pe date din 2018, din cei 300 de oameni care ne-au răspuns nouă la chestionar, aveai între artiști undeva spre jumătate care nu aveau o formă de asigurare de sănătate. Și dacă ne gândim că pentru mulți dintre artiștii independenți și nu numai, dintre artiști, dacă ne gândim că dacă ești dansator sau sculptor, lucrezi cu corpul tău, nu mai ai, la 40 de ani nu mai ești ce erai la 20 de ani, ai nevoie de
ai nevoie de o recuperare medicală, de susținere, ai nevoie de acest tip de cadru care să îți permită, dincolo de niște contribuții punctuale, din când în când, la aceste fonduri sau de o contribuție voluntară. Deci cred că chiar dacă discuția poate să fie foarte largă, dacă ne uităm la care ar trebui să fie beneficiile definite și oferite de acest statut al artistului, probabil că va fi mai simplu de găsit soluțiile decât dacă încercăm să găsim definiții care să nu creeze prea multe suprapuneri. Cred că trebuie să pornim, și spunea asta domnul Jicmea mai devreme, să pornim de la obiective. Care sunt lucrurile pe care vrem să le reglementăm? Care sunt beneficiile pe care vrem să ne asigurăm că oamenii care lucrează în acest sector le au? Pentru că acum, datorită specificul muncilor, ei cad între diferitele prevederi legale în vigoare. Să oferim cadrul care să ofere niște beneficii specifice muncii în cultură, dar să nu există o suprareglementare. Cred că suprareglementarea ne va complica viața tuturor. Și cred că ce mai merită menționat este că, într-adevăr, ne vorbim în România de foarte mulți ani de necesitatea acestui statut. Acum se vorbește și la nivel european. Și în octombrie anul trecut, Parlamentul European a aprobat o rezoluție care inițiază practic un demers pentru definirea unui statut al artistului la nivelul Uniunii Europene. Și cred că în acest context, probabil că dacă discuțiile și eforturile la nivel național o să se miște la fel de încet ca până acum, probabil că o să fim salvați de clopoțel, o să fim salvați de faptul că o să existe deja niște reglementări la nivel european. Mulțumesc mult! Chiar următoarea întrebare era apropo independența, ce înseamnă artist independent și de ce cel independent ar fi mai vitregit de cel care este angajat și dacă cel angajat se mai numește artist sau este doar un angajat al unei instituții publice de cultură. Și foarte bună observația lui Liviu Jigman apropo lockdown și protecție. Într-adevăr, pe perioada pandemiei, unde sunt artiștii, dar unde sunt artiștii care nu sunt angajați la stat, că până la urmă cei angajați la stat erau, și cum menționa Virgil Nițulescu, erau încadrați undeva, puteau fi găsiți foarte ușor și cu siguranță au fost găsiți și sprijiniți, apropo, partea de lockdown. Dar revenind la formele de protecție și la asociațiile profesionale și la cadrul pe care de-abia l-ai menționat, Rarița Zbranca. Ideea este cum se pot centraliza toate aceste drepturi, facilități și obligații de asigurare artiștilor în general, care se regăsesc în diverse forme și, de asemenea, nu sunt numite ca atare, adică nu sunt specific adresate artiștilor. Găsești în codul muncii, găsești în codul civil, ai în legea dreptului de autor și așa mai departe. Cum pot fi ele centralizate? Dacă ele pot fi centralizate la nivel de individ, tu ești un artist și ai următoarele drepturi și facilități, sau, cum s-a discutat, iar ne întoarcem la pandemie, la niște asociații profesionale care să-i reprezintă. Adică, odată sunt uniunile de creație, apoi sunt aceste asociații profesionale care pot să aibă diverse forme legislative. Pe zona de angajați avem această parte de sindicate. Cum vedeți tot așa o abordare cât mai până la urmă facilă, nu neapărat facilă din punct de vedere ca idee de superficialitate, ci pur și simplu să ajungem undeva tot în direcția acestor discuții, adică cum se poate ajunge cel mai ușor la un astfel de statut, o lege care să centralizeze toate drepturile, obligații, facilități din legislația existentă, una care se refere strict la acest artist independent, adică cel care nu este angajat la stat în mod specific. Cum vedeți ca o soluție, până la urmă, nu neapărat salvatoare, cât,
clarificatoare privind statutul artistului în societatea românească, ca să o lasă foarte larg. Dacă tot așa vrea Virginiu Țilescu să ne spun. Da, vreau să spun că sigur că aici are perfectă dreptate, să spun că trebuie să mergem să ne gândim ce vrem de fapt, ce obiective ne asumăm, ce urmărim, pentru că altfel ne pierdem niște discuții teoretice, care sunt bune pentru cursuri universitare, dar nu vor avea efect direct în societate. Aici cu artiștii independenți, da, eu am preferat întotdeauna sintagma liber profesionist, mi s-a părut mai clară, mai liberă. Sunt persoane care nu sunt angajate undeva într-un serviciu public. Pot fi angajate la societăți comerciale. Există, vă aduc aminte cazul unor artiști, sculptori, de exemplu, care preferă să încheie contracte cu autorități publice, nu ca persoane fizice, ci prin intermediul societăților comerciale, unde ei sunt unici acționari. Și mai există asemenea cazuri. Da, dacă ești un artist cum este, nu știu, Marin Cazacu, care este și manager de instituție publică sub ordinea Ministerului Culturii, dar este și un violoncelist cunoscut și are propria lui activitate concertistică, el mi se pare că precumpănitoare pentru el este funcția publică. Faptul că el în timpul său liber concertează, asta nu înseamnă că îl face un artist independent. Într-adevăr, artistul independent este cel care nu are nicio altă sursă de venit decât aceea de pe urma creației, care nu are un salariu. Că vă amintesc acum ce spunea într-o formă foarte radicală Ion Caramitru în anul 2016, în cadrul celebrului său conflict cu Vlad Alexandrescu, când a spus că nu există actori independenți, există actori șomeri. Bun, el știa foarte bine care este situația, a vrut să dea o replică foarte radicală în discuția pe care a avut atunci cu Vlad Alexandrescu. Sigur că pentru un artist, statutul acesta de artist independent poate să fie o formă temporară. La un moment dat, el se poate angaja. Și vă spun asta din propria experiență. Am, evident, foarte mulți prieteni în domeniul artelor, de la scriitori până la muzicieni, și mulți dintre ei mi-au spus în ultimii ani: nu ai vreun post în muzeul la care să mă prezint la concurs, pentru că nu mai fac față. Nu mai pot să trăiesc pur și simplu pe piața asta liberă a artei. Nu mai supraviețuiesc. Am nevoie de o formă de angajare. Mai bine abandonez speranța mea că voi putea să fiu un artist independent, dar supraviețuiesc lucrând ca angajat la stat. Și asta este o situație, vă zic eu, dramatică pentru ce se întâmplă în cultura contemporană actuală. Faptul că atât de mulți artiști, nu vorbesc de oameni care au 25 de ani, 30 de ani, nu, sunt oameni de 50 de ani, care nu mai rezistă pur și simplu să supraviețuiască din ceea ce creează ei. Și asta nu, ei nu creează acum mai prost sau mai puțin decât creau acum 15-20 de ani. Dar pur și simplu societatea nu mai le permite acel nivel de supraviețuire de care au nevoie. Și aici cred că ar trebui să intervină. România este un stat social, scrie în Constituția noastră, nu e o invenție, da? Suntem un stat social, păi să dovedim atunci că suntem un stat social și că ne pasă ce se întâmplă cu ceilalți. Iar problema, amintit de revin și cum am mai devreme, că trebuie să nu rezolvăm problemele astea în timpul crizei. Din păcate, România din 2008 până azi, în 2022, este într-o criză continuă. A fost în criză economică, criză politică, criză socială, civică, sanitară. Acum, da, nu știu când ne vom așeza. Probabil că ne vom așeza atunci când va veni, cum am amintit mai devreme, Raluța Branca cu Uniunea Europeană, prin intermediul Parlamentului și Comisiei, și vor impune niște reglementări și le vom adopta pe alea. Asta e. Mulțumesc!
Dacă vrei, Liviu, dacă aveți o, o, scurtă, o scurtă reacție, că simt nevoia acestei reacții, chiar dacă poate că nu face obiectul exact al analizei noastre de astăzi, dar este o situație dramatică pe care a semnalat-o domnul Virgil Insulescu. În același timp, cred că arată și nevoia de reformă în ceea ce înseamnă instituțiile publice din cultură, pentru că dacă percepția este aceasta că ca ultimă instanță ajung să mă angajez la o, în momentul în care m-am prăbușit cu totul, ajung să mă angajez la o instituție de cultură de stat, înseamnă că și noi am ajuns în acest punct cu instituțiile de cultură undeva publice, foarte, foarte jos. Mulțumesc și scuze. Da, e o observație bună. Aș vrea să întreb de ce considerați că s-a ajuns la discuția despre lucrătorul cultural recent, deci în spațiu public, mă rog, traducerea aceasta de cultural worker, pentru că cel puțin în spațiul nostru s-a discutat foarte mult de un statut al artistului, dar partea aceasta cu lucrătorul cultural a apărut în spațiu public și după aia și în documente programatice, în programul de guvernare cel mai recent, ca să-l menționez apropo partea de criză, a apărut și în PNRR. De ce credeți că a apărut acum și cum ar fi, adică de ce acum se discută mai aplicat? Bine, e ușor evident de ce, pentru că și lucrătorii culturali, poate și ei au fost mai vocali, dar și ei au fost influențați în mod negativ de pandemie. De ce s-a luat această sintagmă și s-a pus alături de un statut? De ce un lucrător cultural care până acum a funcționat sub diverse denumiri, dintr-o dată s-a simțit nevoia tot așa de unei supracategorii, suntem toți lucrători culturali și avem nevoie de un statut. Poate vrea să înceapă chiar Rarița Zbanca, pentru că studiul tău a fost un pic înainte de pandemie, s-au suprapus cu începutul pandemiei în 2020, dar tu deja menționai ca sintagmă și când ai început să abordezi acest subiect. Da, noi acum avem în desfășurare și o a doua ediție a studiului, în care va permite să facem și o analiză comparativă în relație cu datele din anii precedenți pandemiei, dar probabil că doar în câteva luni să avem rezultatele acestui studiu. Mie mi se pare important și e acută această nevoie, pentru că da, cred că putem observa cu toții că specificul muncii culturale s-a schimbat destul de mult în ultimii ani. Și faptul că se lucrează foarte mult pe proiect, proiectul întotdeauna necesită o echipă, se lucrează și acest tip de funcționare a culturii, și acum mă refer în mod special la activitatea din sectorul independent. Dar cred că acum ideea asta, noțiunea asta de muncă pe proiect a fost destul de generalizată. Există și finanțarea, vine exclusiv pentru proiecte, nu vine pentru activitate, pentru un program cultural, nici măcar pentru organizațiile culturale mai mari. Și nu prea mai există în ecosistemul cultural, artistul nu este așa o insulă. Creația lui aproape că este imposibilă în momentul ăsta, în afara unei rețele de funcții, de activități. Pe de altă parte, e important de văzut că omul nu mai este doar artist. Aproape majoritatea celor care au răspuns la chestionarul nostru anterior și s-au definit artiști, au spus că au și activități pe care le putem încadra în noțiunea asta mai largă de lucrător cultural. Fie că predau și niște ore de educație artistică, fac niște ateliere creative, fie că sunt actori ca formație și preferință, dar de multe ori sunt și tehnicieni, luminiști la spectacolele colegilor lor. Mai ales dacă funcționează împreună într-o companie, în mare parte ai artiști care s-au adunat la oaltă, preiau
unii dintre ei preiau niște funcții tehnice, nu știu, regizorul scrie cereri de finanțare, actorul face și aspecte din acestea tehnice și din perspectiva asta, în sine, definiția e destul de, de greu de pus, sau eticheta e greu de pus pe o persoană, acesta este doar artist, acesta este un lucrător cultural. Și de asta eu cred că e nevoie să definim puțin mai larg și să spunem lucrător cultural, pentru că mulți oameni se vor defini ca fiind amândouă aceste lucruri și aceste amândouă lucruri le ocupă timpul. Adică ei degeaba vor primi niște beneficii doar în relație cu activitatea pe care au făcut-o, dacă vorbim de intermitență, de exemplu, ca artiști, dacă ei au lucrat și ca manager cultural sau comunicatori pentru proiectele lor și mai departe. Deci, cred că e necesar să discutăm acum despre lucrător cultural. Și dacă ne uităm la impactul pandemiei, deci lunile acelea de inactivitate, în egală măsură a influențat pe cei care sunt direct creatori și pe cei care sunt, să spunem așa, cei care creează contextul pentru creația culturală. Deci, din perspectiva mea, nu cred că mai putem să vorbim pur și simplu de un statut al artistului. E nevoie să vorbim despre un statut al lucrătorului cultural. Artistul este un lucrător cultural. Dacă vrem să fim, nu știu, mai specifici în definiție, putem să spunem al artistului și lucrătorului cultural, dar eu consider că nu putem să evităm să ne uităm și la restul ecosistemului. Desigur, din perspectiva mea, există și noțiunea asta a antreprenoriatului cultural, pe care nu aș suprapune-o pe lucrătorul cultural. Pentru că în sine funcționarea ca antreprenor cultural înseamnă o anumită formă de organizare care este orientată spre a produce valoare economică, indiferent de care este conținutul muncii tranzacționate. Și pentru asta cred că există un cadru legal mult mai bine definit. Dar ce pandemia ne-a arătat și mai ales acele câteva propuneri din partea Ministerului Culturii de scheme de ajutor, ele reușeau să definească foarte bine cum să sprijine zona aceasta de organizator de evenimente sau de antreprenor cultural, pentru că funcționează într-un lanț de valoare ușor de înțeles, este cel care se aplică în restul economiei. Aproape deloc nu putea să fie integrată în acele scheme munca unor organizații culturale care nu vând bilete, care nu au niciun fel de activitate economică, care generează venituri, altele decât finanțări. Și imposibil de a oferi sprijin în contextul legislației actuale, sub formă de grant, în sensul acesta vorbesc, unei persoane fizice. Deci, și din perspectiva asta, apropo de întrebarea anterioară, eu chiar cred că e necesar un cadru legal specific pentru statutul artistului. Pentru că avem un vid, avem o zonă care pur și simplu nu este deloc adecvată pentru tipul de lanț de valoare din domeniul culturii. Da, mulțumesc. Că oricum, din nou, unde sunt și cum îi găsim? Din păcate, se repetă întrebarea că la artiști, cum vor putea fi inventariați acești lucrători culturali ca persoane fizice? Pentru că știm cu toții că există acest hibrid în România, pentru că probabil că mulți dintre noi l-am și probat, în care ești și lucrător cultural, adică ești persoană fizică, expert, specialist, care oferă sub forma unui contract de DDA până la urmă cunoștințele către un proiect, ești și partea unei organizații culturale, adică unei organizații non-profit, poate ai și o formulă de tip SRL prin care faci antreprenoriat cultural sau poate nici măcar ai o mică editură prin care vin sau ai o organizație de teatru prin care vinzi bilete, adică sau poate ai PFA prin care lucrezi, adică este această hibridizare
din nevoie, care s-a creat din nevoie și în punctul în care ne aflăm, cred că este, ca să nu zic aproape imposibil, foarte dificil să poți identifica pur și simplu, să iei, chiar dacă, nu știu, iei lua pur și simplu, iei pe zone în care sunt deja inventariate, ca să fie atât de clar. A, tu sunteți lucrător cultural, ești și artist, artist și lucrător. A, ești independent, deci nu ești angajat. Dacă ești angajat, atunci nu mai ești. Adică se creează această confuzie și până la urmă se creează antagonisme în societate. A, păi tu ești angajat, mersi, adică tu ești ferit, că s-a mai discutat de partea aceasta, că practic când ești angajat, te ferești. Atunci de ce, adică ești ferit de vicisitudinile vieții? Atunci de unde pornim desfacerea aceasta, inegalitatea de șanse până la urmă? Adică sunt doi artiști, unul e angajat, unul nu e angajat. Nu vorbim de calitatea valorică a muncilor. Atunci de ce se creează? Doar prin simplu fapt că unul este într-o formă juridică și unul e în altă formă juridică? Adică, până la urmă, discutăm despre o inegalitate ca start. Deci nu vorbim nici măcar, nu ajungem să discutăm de implicarea sau de ceea ce dă înapoi respectiva persoană către societate. Și de asta vreau să văd și din punct de vedere al colegilor noștri de aici care sunt în instituții publice de cultură, cum vedeți, până la urmă, clivajul acesta între profesie, între meserie și, până la urmă, forma de funcționare. Până la urmă, tu vrei să-ți faci profesia în modul cel mai bun posibil, dar te împiedică, de fapt, ce anume? Te împiedică forma legislativă, până la urmă, deci... Da, mă rog, sper că n-am divagat foarte mult. Dacă vrea Virginițu să înceapă și pe aia poate ne spune și Liviu Jimea. Vreau să spun că eu nu pot să fiu de acord că instituțiile de cultură au ajuns foarte jos, cum a spus Liviu Jimea mai devreme. Chiar nu cred lucrul ăsta. Instituțiile de cultură sunt o ancoră în societatea românească pentru cultură, inclusiv pentru artiștii care nu lucrează în instituțiile de cultură. Au fost de-a lungul anilor, instituția cultură a fost întotdeauna un spațiu de protecție, de refugiu pentru artiști și au fost întotdeauna gata să întindă mâna artiștilor pentru că noi trăim cu acești artiști independenți despre care vorbim. În muzeul nostru expun artiști care nu sunt angajați nicăieri. În muzeul nostru au loc evenimente culturale cu scriitori, cu meșteșugari, oameni care trăiesc exclusiv de pe urma artefactelor pe care produc în spirit tradițional și așa mai departe. În muzeul nostru au loc spectacole cinematografice cu creatori care trăiesc exclusiv din creația cinematografică, etc. Noi suntem o scenă pe care evoluează deopotrivă instituții publice care produc evenimente, inclusiv propria noastră instituție, dar și artiști care nu sunt angajați în nicio instituție publică. Mi se pare că este o relație de cooperare obligatorie, este de neevitat. N-ar putea să funcționeze cultura noastră fără această relație. Sigur că există un avantaj, într-adevăr, pentru cei care lucrează aici, dar nu este să știți, nu este un avantaj absolut. Există la noi, vă dau exemplu în instituții pe care o conduc, există mai mulți, dacă unul singur este angajat ca artist plastic, asta nu înseamnă că el este singurul absolvent de Universitate de Artă din muzeu, există oameni care au absolvit un ATC-ul, care au absolvit Universitatea Națională de Arte și care au absolvit facultatea de litere și care sunt scriitori
sunt mulți care creează în timpul liber. Ei nu au suficient de mult timp ca să creeze, pentru că trebuie să lucreze și aici. Deci ei efectiv fac un sacrificiu de a-și limita timpul lor liber pentru creația proprie. Și aia este o altă, o cu totul altă latură a activităților, pentru că în rest oamenii vin la serviciu și fac ceea ce trebuie să facă în această instituție publică. Dar apropo de ceea ce s-a întâmplat în timpul pandemiei, trebuie să vă spun că nu doar artiștii au suferit, chiar și instituțiile publice au suferit, pentru că muzeul nostru, de exemplu, ca toate muzeele din România, este o instituție publică ce se finanțează nu doar din subvenție, ci și din venituri proprii. În perioada când am fost închiși complet, nu am avut niciun fel de activitate în muzeu, drept pentru care nu am avut niciun fel de venit propriu. Și atunci, din păcate, trebuie să spun, Ministerul Culturii nu ne-a sprijinit și nu a mărit subvenția. Muzeul s-a aflat într-o criză de supraviețuire reală. Nu aveam bani să plătim paza și lumina electrică. Eram în pericolul de a ne pune în pericol patrimoniul cultural pe care îl administrăm, până când, din fericire, am putut să ne reechilibrăm bugetul, pentru că a trecut perioada de închidere totală și am putut să obținem venituri. Pentru că atunci a fost o perioadă de panică aproape în guvern și nu s-au suplimentat bugetele, subvențiile instituțiilor muzeale din subordinea Ministerului. Deci, într-un fel, nu noi ca persoane, noi ne-am luat salariul atunci, dar nu existau venituri suficiente pentru a pune, pentru a păstra în siguranță patrimoniul cultural pe care îl administrăm. Deci, au fost niște probleme dificile, inclusiv pentru instituțiile publice. Asta nu înseamnă că vreau să minimalizez, într-un fel, Doamne ferește, starea gravă prin care au trecut artiștii care nu puteau să expună, care aveau dificultăți în a putea crea pur și simplu atunci, mobilitatea fiind foarte redusă, etc. Dar trebuie să vă spun că, într-adevăr, toată lumea a avut de suferit. Olivia Jeanu? Da, eu cred că soluția, și am spus asta și cu alte ocazii, cred că soluția și cred că direcția în care trebuie să mergem este aceea de cooperare între sectorul cultural independent și instituțiile publice. Pe toate planurile, cred că artiștii și sectorul cultural independent în general trebuie să aibă acces la resursele, la infrastructura, la tot ce poate oferi sectorul public și în același timp sectorul public trebuie să nu fie izolat de mediul artistic și peste tot acolo unde lucrurile funcționează bine, așa cum a menționat domnul Nițulescu, lucrurile așa sunt înțelese. Am fost direct implicat la un moment dat sau în două ocazii când am făcut parte din bordul, din Consiliul Administrației Fondului Cultural Național la această dezbatere către cine ar trebui să meargă banii, ar trebui să fie doar către sectorul cultural independent, de ce vin instituțiile publice să aplice. Eu cred că este o falsă dezbatere, că și practic era aproape o susținere pentru această teză că ar trebui ca finanțările să meargă exclusiv către sectorul cultural independent, doar că, iată, legea ne împiedică să facem această discriminare și atunci trebuie să continuăm să funcționăm așa cum suntem. Am fost de cealaltă parte a baricadei și recunosc că am beneficiat de finanțare prin proiect de la Fondul Cultural Național pentru muzeu, pentru proiecte ale Muzeului Național Cotroceni. Eu cred că dezbaterea este falsă, pentru că dacă am găsit formula magică din punct de vedere legal și am cere apoi tuturor să aplice pentru finanțări,
fără nicio legătură cu sectorul public, fără nicio susținere de la instituțiile publice de cultură, cred că de fapt nu am mai avea proiectele pe care astăzi le vedem organizate, de exemplu, pe linie de finanțare de la FCN. Deci cred că răspunsul este că trebuie să existe un echilibru, că banii care sunt gestionați de instituțiile publice, într-adevăr, este normal și firesc să meargă spre artiști, spre, inclusiv spre oameni care activează exclusiv în sfera independentă. Pe de altă parte, sigur că există această nemulțumire că pentru diverse activități, inclusiv munca birocratică a artiștilor, este una importantă, poate pe alucuri copleșitoare, dar cred că acest tip de muncă, adică dacă pornim de la definiție sau includem în definiție această activitate birocratică, ea nu mai poate fi una care să meargă spre, să spunem, spre zona de drepturi de autor. E o activitate specifică, cu diverse paliere, nu doar cu cel managerial, cum foarte bine puncta doamna Zbranca. Nu există doar zona de antreprenori și de manager cultural, există multe alte munci, să spunem, tehnice în zona asta, care nu sunt nici artistice și nici strict manageriale. O să-mi pierd scuze, mai rămân conectat, dar curând o să vă părăsesc. Sigur, mulțumesc. E foarte bună observația, pentru că una din întrebările pe care le aveam în minte și le pregătisem era în cazul în care s-ar discuta cumulativ, cum discutam anterior, de un statut al artistului și al lucrătorului cultural, din punct de vedere al protecției, dar și din punct de vedere al tipului de contractare, cum se poate împărți, ce e munca considerată creativă și ce e munca, această expertiză care se poate încadra la o parte tehnică, la o parte managerială, care se poate norma, pentru că munca artistică, de asta există aceste tipuri de contractare pe drepturi de autor, se contractează pe o perioadă dată și nu există o normare al numărului de ore de lucru, pe când dincolo normarea e necesară din mai multe puncte de vedere, inclusiv pentru partea de remunerații. Deci este din punctul acesta de vedere oportună abordarea aceasta a unui statut integrat, și atunci acum va fi un statut în două părți, sau se merge înapoi, iar luăm un statut al artistului și atunci lucrătorul cultural, cum este inventariat? Deci vor fi anumite filtre, cum menționam și în discuțiile anterioare, adică nu e angajat, nu e asociat în vreun format de tip SRL, adică nu e antreprenor. Cum se vor putea face aceste filtre fără a ajunge inevitabil și la o parte de, folosesc cuvintele mari, inegalitate de șanse? Dacă vrea Rarița Zbracă. Eu cred că, într-adevăr, discuția, din nou, poate să devină foarte, foarte largă și potențial și complicată. Eu cred că devine mai simplă, din nou, dacă ne uităm ce ar fi de făcut. Spuneai puțin mai devreme de faptul că acum există diferite forme în care oamenii își organizează munca și e foarte greu să găsești acum o formulă care, prin care să identifici care este artist, care este lucrător cultural, dar cred că și tot tu spuneai că de fapt asta este un răspuns. Ce avem în prezent ca forme de organizare a muncii este un răspuns la acest vid de reglementare adecvată pentru specificul muncii culturale. Și din perspectiva asta, eu cred că dacă venim cu un cadru care să definească în relație cu
modul în care se desfășoară în mod real munca creativă și munca de sprijin pentru munca creativă, atunci cred că putem să depășim multe din aceste obstacole. Dacă cineva ar putea să aibă statutul de lucrător cultural, el ar putea să fie încadrat, știu eu, juridic, ca și PFA, dar să, așa cum, de exemplu, pentru cei care sunt programatori, da, există un anumit tip de cadru legal care le permite să nu plătească taxe. Există acel cadru care, dacă ești definit ca și lucrător cultural cu PFA, plătești un plafon de taxe mai redus, deci ai un regim de taxare privilegiat, atunci nu cred că vom mai avea și SRL-uri și de multe ori contracte de drept de autor sub care se maschează și funcții oarecum operaționale dintr-un proiect cultural. Deci cred că un răspuns adecvat, o formă corespunzătoare pentru specificul muncii ar putea să rezolve multe dintre confuziile actuale. Și într-adevăr, probabil, așa cum este acum contractul de drept de autor, nu acoperă și sarcinile birocratice pe care artistul trebuie să le facă pentru a crea munca, pentru a crea opera respectivă. Dar cred că dacă cadrul legal general este bine redefinit, atunci e posibil ca artistul, sigur, pentru până la urmă, dacă ai contractat lucrarea în întregime, acolo considerăm că munca este plătită în contractul de drept de autor, și munca creativă și munca necreativă, până la urmă lucrarea este achiziționată. Dar rămâne probabil această dilemă, dacă cineva este artist o parte din timp și este lucrător cultural o parte din timp, nu văd de ce nu ar putea să aibă două tipuri de contract diferite în același timp. Dacă legea permite asta, în momentul ăsta nu ar fi chiar posibil să ai mai multe tipuri de contracte din acestea independente cu același, să spunem așa, angajator, pentru că asta ar implica că ar trebui să faci un contract de muncă cu persoana respectivă. Ori noi știm că atunci când sunt finanțări foarte mici, nimeni nu o să angajeze pe 2 luni sau pe 3 luni pe cineva, pentru că este și artist, este și manager de proiect în cadrul acestui proiect. Deci, unde mi se pare mie că este complicat este să definim mai strict care sunt lucrurile pe care vrem să le reglementăm. Că, sigur, nevoi sunt foarte multe, dar cred că cele mai mari sunt de a găsi o formă etichetarea muncii culturale, de identificarea ei din punct de vedere juridic și de a oferi niște beneficii. Și beneficiile astea, până la urmă, nu sunt în plus față de restul lucrătorilor din economie. Pur și simplu este un alt model economic de funcționare în domeniul cultural și trebuie și acești oameni să beneficieze de drepturile pe care le au ceilalți oameni care lucrează în economie. Și asta trebuie să se refere la condițiile de muncă, la asigurări sociale, la pensie, la sănătate, pensie, la un venit minim, la accesul la șomaj, care este modul în care în prezent cineva care trăiește doar din, spunem, contracte de drept de autor, beneficiază de ajutor pentru perioade de inactivitate. Deci cred că aceste câteva lucruri, dacă sunt reglementate, facem minuni. Adică schimbarea va fi foarte mare față de starea actuală. Mulțumesc. Virgil Nițulescu, dacă vreți să mai adaugi ceva? Sunt absolut de acord cu acest punct de vedere, pentru că și aici vreau să spun, eu cred că una dintre problemele noastre este că noi, cei care vorbim aici, suntem oameni care nu lucrăm niciun dintre noi, nici în Ministerul Finanțelor, nici în Ministerul Muncii. Avem nevoie de un partener de dialog în aceste două ministere. Una dintre problemele care se confruntă instituțiile publice de cultură din România este că, pe de o parte, ordonatorii principali de credite ne-au impus întotdeauna limitarea numărului de posturi. Toate instituțiile publice de cultură au pierdut posturi în ultimele două decenii.
Eu când am venit la conducerea muzeului în 2010, această instituție avea 184 de posturi în schemă, în momentul de față are 141. Deci am pierdut 43 de posturi. Și sigur că, pe de altă parte, există o presiune uriașă asupra managerilor de a face performanță. Performanța o faci cu oameni, că nu suntem noi Dumnezeu să facem miracole. Am încercat toți, deci nu este doar situația mea, toate instituțiile publice de cultură, am încercat să facem contracte de colaborare, contracte de muncă pe perioade mai lungi de timp pentru a suplini în acest fel, în fond, posturile pe care le-am pierdut. Întotdeauna Curtea de Conturi ne-a spus că nu este de acord cu această procedură. Și atunci a trebuit să inventăm alte tipuri de contracte. Am ajuns în momentul de față să avem contracte cu diverse societăți comerciale, deși ele nu sunt avantajoase pentru nimeni în ultimă instanță. Și așa am aflat și eu, de exemplu, că cei care au persoane, care sunt persoane fizice autorizate, plătesc niște taxe mai mari decât cei care sunt au societăți comerciale. Nu pot să înțeleg de ce. Pur și simplu chiar nu înțeleg care este logica acestei reglementări. Este cert însă că toată lumea are de pierdut din cauza unor îngrădiri absolut stupide care sunt promovate de către Curtea de Conturi și cum Curtea de Conturi este o instituție independentă, nimeni nu poate să aibă un dialog real cu acei oameni și să îi convingă că noi nu suntem niște infractori, ci încercăm să dezvoltăm resursele culturale pe care le avem la dispoziție. Dar revin la ceea ce a spus Branca, aici este nevoie să avem un dialog direct cu responsabilii din domeniul reglementărilor pentru de muncii și salarizării, ceea ce înseamnă că avem nevoie să nu vorbim doar între noi, pentru că vorbim în cerc atunci. Mulțumesc mult! Păi, pentru data viitoare, să știm pe cine invităm. Bun, mulțumesc foarte mult, foarte, foarte mult. Cred că am atins puncte importante și mă bucur că am reușit să avem și un cadru liniștit, în sensul în care, pentru că de foarte multă vreme se discută de statutul artistului și pentru că situația în pandemie și suportul statului au fost precum cunoaște toată lumea, nu mai dăm valori negative asupra acestuia, e important să ne păstrăm cu firea și să nu ori fie să ridicăm pretenții, fie să ne arătăm uimiți sau surprinși de legislația românească. Într-adevăr, trebuie o atitudine proactivă și da, trebuie adresate, fiind atât de multe problematici, trebuie adresate câteva puncte cheie, precum a zis și Larisa Zbranca, în care să se pur și simplu să se desfacă dominoul și să poată aduce facilități reale pentru cei care lucrează în ecosistemul cultural. Mulțumesc foarte mult pentru informațiile prețioase și sper într-un viitor apropiat să vorbim, să discutăm aplicat pe un statut al artistului și lucrătorului deja adoptat, ca să putem să vedem cum poate fi îmbunătățit deja. Să zic așa. Vă mulțumesc foarte mult și sper pe curând.